Vreau să-mi plantez un copac, că o să vedeți preșiți că se prinde colpul cu dorire și cu dragoste pentru nanitașii mei. Și pară mai români măi, că au luptat prin foc și pară să avem noi frumoasă țară măi, române, românași. Mai române, mai române, ce-ai fost ieri să fii și mâine măi, române, românași. Doamnelor, domnilor, dragi copii, în numele inițiatorului proiectului Parcul Memoriei Naționale Romândria, Consiliul Județean Vrancea, și a partenerilor, Ministerul Apărării Naționale, Regia Națională a Pădurilor Rom Silva, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură, Marin Dracea și Societatea Antena 3 SA, vă mulțumim pentru că ați răspuns prezent la apelul nostru de a participa la cea de-a doua campanie de plantare a 112.500 de puieți de stejar din totalul de 335.000, care vor deveni un memorial viu dedicat fiecărui militar al armatei române care a adus jertfa supremă pentru realizarea visului secular al tuturor românilor, Marea Unire de la 1918, și se va constitui Parcul Memoriei Naționale Romândria, Mărășești, Vrancea. Hristoase, lumina cea adevărată, cel ce ai zis, acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Tu, cel ce pe smeriții pescare ai retat plin de înțelepciune și i-ai făcut prin pogorârea Sfântului Duh cuvântător de Dumnezeu și învățătorii Evangheliei tale, însus prea bune stăpâne, primește mulțumirea pe care ți-o aducem astăzi și trimite harul tău cel ceresc peste cei prezenți aici pentru realizarea Parcului Memoriei Naționale Stejarii României, 100 de ani de istorie și demnitate. Strălucește, Doamne, lumina ta cea pură viitoare în inimile tuturor celor ce s-au adunat aici prin voia ta, că tu ai sfințit ceata ucenicilor tăi, insuflându-le Duhul împreună lucrări, împreună sfătuire, ca și noi, purtând sarcinile unii altora, să împlinim legea ta și împărtășind unii altora dragostea cea frăcească, să sporim în știință, în săvârșirea faptelor bune, dăruindu-ne Duhul înțelepciunii al înțelegerii. Deschide ochii noștri să lucrăm după voia ta cea sfântă, de grabă auzi cererile noastre, ca astfel cu o gură și o inimă să slăvim și să lăudăm numele Tău cel Sfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Doamne ajută! Copacii pe care i-am sădit în noiembrie au mugurit, au înfrunzit și sigur așa se va întâmpla și cu cei care o să-i punem astăzi. Pentru că ceea ce se întâmplă azi aici e un moment pe care sigur o să-l ținem cu toții minte. Pentru că e anul centenarului și mulți încearcă să marcheze așa cum pot, așa cum știu, așa cum simt, momentul ăsta.
al devenirii noastre și al împlinirii noastre. Noi, împreună cu Consiliul Județean Vrancea, împreună cu partenerii de la Ron Silva, cu cei de la Ministerul Apărării, cu cei de la Ministerul de Interne, care astăzi sunt foarte mulți alături de noi, ne-am gândit să lăsăm o urmă de neșters. Și peste 100 de ani, când nepoții noștri vor trece pe aici, vor ști că parcul ăsta a fost pus de noi și că rămâne și că se bucură de el multe generații de aici încolo. Asta nu trece, nu se usucă, nu se rupe. Așa cum stăm noi uniți astăzi, așa cum stau puieții ăștia care vor deveni copaci viguroși peste câțiva ani, așa trebuie să stăm de aici încolo și noi. Pentru că nu e doar despre anul ăsta sărbătoarea centenarului, sărbătoarea României mari. E despre fiecare zi și despre fiecare gest al nostru. Dacă noi vom face așa cum deja facem, dumneavoastră acolo la Ministerul Apărării, dumneavoastră acolo la primărie sau la școală sau în orice loc de unde veniți, ceea ce depinde de noi ca țara asta să arate altfel, ea va arăta altfel. Și mă bucur să-i văd aici, în careul ăsta, absolut plin de energie bună, pe oameni care au venit tocmai de la Piatra Neamț și îl salut pe domnul profesor și pe cei 30 de elevi cu care a venit inclusiv o olimpică la istorie. Îi salut pe cei din Soveja, pe cei din Mărășești, din Focșani, din Bacău, din Brașov, din Maramureș, de peste tot au venit. Salutăm Basarabia, Tiraspolul, care este și el aici alături de noi. Și mă bucur să fim atât de mulți și să fim atât de dornici să facem treabă. Treabă pentru istorie, treabă pentru viitor, treabă și pentru prezentul nostru. Sunteți gata să facem treabă? Nu sunt foarte convins. Sunteți gata să facem treabă? Sunteți bucuroși că ne aflăm aici? Suntem mândri că suntem români? Haideți să mai vedem o dată. Suntem mândri că suntem români? Păi atunci să arătăm că suntem români până la capăt și că românul e verde, stă drept și nu se usucă așa cum vor sta și stejarii din spatele nostru și din fața noastră în istorie. Spor la treabă și să ne revedem acolo cu cazmaua în mână. Îi dau cuvântul domnului președinte Marian Oprișan, cel fără de care acest proiect n-ar fi putut să fie realizat. Dragi români, dragi vrânceni, domnule viceprim-ministru, doamnelor și domnilor militari, onorată asistență, Hristos a înviat! Am venit astăzi aici, din nou cu sufletul tremurând, ca să vorbim despre datorie. Datoria noastră de a spune istoriei ce au făcut înaintașii noștri pentru România. Eu pledez pentru temeinicia cu care oamenii politici și tinerii și copiii și toți trebuie să cunoaștem istoria. Fără istorie nu putem cunoaște trecutul și nici nu putem să ne construim viitorul. Iar istoria spune că în primul război mondial, în luptele de la 1917, 335.000 de români au murit ca noi să avem România de astăzi. De aceea, în numele lor și pentru eternitatea lor și pentru ca ei să fie o pildă permanentă pentru noi și pentru viitorul poporului nostru, trebuie să desăvârșim această idee minunată pe care a avut-o Antena 3 și la care am cuplat împreună Consiliul Județean Vrancea, Guvernul României, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Regia Națională a Pădurilor, Institutul de Cercetări Silvice Marin Dracea și țin să le mulțumesc pe această cale. Dragi prieteni, aș vrea din toată inima să vă mulțumesc tuturor românilor care sunt prezenți astăzi aici. Copii, tineri, vârstnici, părinți, bunici, vă mulțumesc
în numele cetățenilor județului nostru, pentru că astăzi împreună putem într-adevăr să ne facem datoria față de istorie. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și am venit astăzi să participăm la plantarea stejarilor pentru eroii neamului de la primul război mondial. Avem doi bunici morți, bunicul din partea soției și bunicul din partea mamei mele. Și pentru asta am venit și suntem eroi. Eu m-am ocupat de la Revoluție încoace cu veteranii de război. Cu eroi am construit în satul meu acolo, satul Goidești, comuna Vrăiești, o bisericuță miniatură pentru eroi. Am ridicat o troiță în satul Goidești, am făcut cercetări asupra satelor noastre, suntem trei sate din fosta comună Goidești, județul Buzău, cea mai mare comună de a județului Buzău, de la 1823, cam așa. Și avem un număr de, avem șase persoane de la războiul de independență, avem care au murit pe front. Avem vreo 42 de la primul război mondial și vreo 56 de la cel de-al doilea război mondial și mai avem vreo 6 militari morți în timpul serviciului militar. Mă numesc Dedu Gheorghe, din comuna Brăiești, sat Goidești. Am 80 de ani, sunt căsătorit cu soția de 56 de ani. Și avem și un militar mort în Afganistan. Ciobotarul Adrian, da. Și am venit cu multă plăcere și aici, și o, dacă dă Dumnezeu și la toamnă, când s-o mai planta, iar o să venim din nou. Dacă mai doriți. La troiță, acolo aș vrea să vă spui, la bisericuța care a ridicat o miniatură, în fiecare an să slujați spre slujba de pomenire a eroilor. Participă foarte multă lume. La sfințirea bisericuței am avut peste 400 de persoane și lumea este mulțumită. Suntem de la munte, de la Buzău, 60 de kilometri mai sus spre munte. Sunt oameni cinstiți, harnici, doritor de muncă, de cinste, deci la noi există. Această inițiativă de comemorare a eroilor, cum vi se pare inițiativa asta? O, aoleu, destul de bună. Eu cred că de la Revoluție și până acum altceva în țara asta nu s-a făcut mai bine decât această muncă care se depune aici pentru Parcul Național. Pentru că ne respectăm eroii și valorile noastre naționale.
prin așa ceva. Este o mare sărbătoare pentru noi, faptul numai că ne-am adunat și că simțim că suntem români. Simt că am inima mare și vreau să plantez, vreau să rămână după noi, nu numai copii, și ceilalți, și următorii, și următori. Ați adus instrumente? Am adus instrumente, am adus nepoți, am adus familia, cu toții am venit la treabă. Instrumentul este pentru copil, nepotul. Suntem azi la Mărășie, suntem într-o acțiune de voluntariat întreprinsă de domnul președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnul Marianu Crișan. Nu este un cuvânt de laudă, este acțiune unicată în România. Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, alături de toți inspectorii, colegii noștri cadre didactice din școlile din județul Vrancea, respectiv licee și elevi, participă astăzi pentru a scrie o pagină de istorie care să rămână peste veacuri, în așa fel încât copiii noștri, copiii copiilor noștri să vadă ce s-a întâmplat la Mărășești, să vadă ce s-a întâmplat pentru cei care au murit pe front ca noi astăzi să trăim aici. Din școlile, din liceele din județul Vrancea au venit colegi de-ai noștri, profesori și elevi de liceu în această acțiune de voluntariat. Mai mare foc. Sau o singură deviză, ridicat, pe aici nu se trece. Așa că și astăzi pe aici nu se trece. Bun, haideți să vedem în aceste momente. Să pun strat fertil, să adună stratul fertil. Așa. În stratul fertil, eu am mai plantat pom. Așa. Stratul fertil, după ce punem stratul fertil, aceea putem foarte frumos să mai trebuie... Dar pământul e bun, da? Tasat. Domnul ministru, lasă-mă ușor, așa că îl tasez. Așa, domnul ministru. Aveți ajutoare, domnul ministru. Așa, domnul ministru. Nu, că tasez eu. Eu sunt cu tasatul ca să... Domnul ministru, dă-ne și cu tasatul. Fiu sigur că aveți succes. Și cu inima curată. Așa. Inima curată. Bun, vă mulțumesc tare frumos. Ia să vedem că am spus că îl verificăm noi, dar e bine, cred că va rezista. Bun, mulțumesc tare frumos și ce să vă zic, sporul la treabă în continuare, că mă gândesc că mai plantați, nu? Adică... Și sper să ne vedem peste câțiva ani de aici. Nu știu dacă la același format, dar aproape la același format, pentru că nu pot să vorbesc. Când stejar, stăjar răsară. Așa să fie. Mulțumesc tare frumos, domnule Stănescu.
Cu întreaga echipă de seniori a municipiului Focșani să radiem aceste acțiuni minunate de plantare a stejarilor și crearea acestui parc minunat. Cât ați reușit să plantați până acum? S-au plantat în jur de 60-70 de copaci. Continuăm și în următoarea oră, după care o să ne retragem, deoarece după amiază avem ședință de pregătire. E un lucru extraordinar. Ne ajută și vremea astăzi. Foarte, foarte multă lume care a venit astăzi pentru acțiunea aceasta și ne simțeam datori și noi să participăm și participăm ca datorie, ci ca plăcere la această acțiune. E bine totuși să luăm această inițiativă. Avem o țară frumoasă, bogată și trebuie să contribuim și noi. Acum țin încă o dată drept. Încum băț. Și băț, și băț. Cu celălalt unde e pe canal. Dar băț. Ha. Așa că vom planta cam 10-20. 10-20, nu? Ia spune, cum te cheamă pe tine? Alexandra. Alexandra. Ai plantat copăcei? Da. Da? Și cum este greu? Mai bine, făceam stijare ca să nu și-am plantat vreo... Vreo câți? Păi mai e o pagă. Câți? Ia spune. 30-40. 30-40? Așa mulți? Și câți vrei să mai plantezi? Până în porând. Da? Bine, atunci spor la plantat. Eu cu colegii mei plantăm copaci stejari pentru
realizarea proiectului Parcul Memoriei Naționale Pro-Ro-Mândria, aceasta reprezentând un omagiu adus celor căzuți în primul război mondial pentru idealul național și anume formarea României mari sub același drapel. Și încă o dată respect pentru tradiția oștirii românești și a istoriei neamului românesc. De la Brașov împreună cu colegii mei și suntem foarte bucuroși, cred că și vremea ține cu noi, pentru scopul nobil pentru care am venit noi la dumneavoastră aici, pe frumoasele meleaguri ale dumneavoastră, și scopul spun că e nobil pentru că n-am văzut pe nimeni să se plângă de faptul că e mult sau că e greu. Știm pentru ce am venit să plantăm copacii care să peste ani și ani să amintească și de noi, dar și de vremurile actuale. Și e un scop nobil, zic eu, și cine a avut inițiativa îl felicită. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna sunt onorați și bucuroși de faptul că au primit invitația de a participa la acest eveniment. Ne bucurăm că suntem alături de atâția oameni și că putem fi părtași la acest eveniment comemorativ, care înseamnă, este de o însemnătate deosebită pentru istoria țării noastre. Am venit cu o echipă de 10 polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, care au participat la această acțiune de plantare de stejari în memoria eroilor căzuți la datorie în primul război mondial. E un gest frumos și un act înălțător această inițiativă pentru a construi aici, dacă vreți, Parcul Memoriei Naționale, pentru cinstea și pentru aducerea aminte a celor ce au luptat pe aceste meleaguri pentru neatârnarea țării și pentru ca România să fie una mare și nedespărțită în vecii vecilor. În cinstea eroilor care s-au bătut la Mărășești, care și-au lăsat sângele și viața pe aceste meleaguri, într-o memoria tuturor celor care și-au jertfit viața pentru această țară, cinstim prin acest gest mic și umil al nostru acest efort uriaș și această jertfă supremă pe care i-au făcut-o. Cinste celor care au avut această inițiativă, cinste celor care au venit și astăzi în această două etapă să planteze aici câte un stejar și să ne dea Dumnezeu sănătate ca noi care am mai apucat, dar nepoții noștri cu siguranță să vină să se plimbe prin acest parc și să-și aducă și ei aminte la rândul lor de cei care s-au luptat ca ei să trăiască liberi într-o țară liberă și neatârnată. Suntem de la gruparea de jandarmi mobilă Bacău. Este o activitate la care noi am răspuns prezent, o activitate care ne interesează în mod direct și fără de care noi nu puteam să trecem impasibil. După cum vedeți în spatele meu, colegii mei plantează nu doar un cupăcel, ci plantează o fărâmă din respectul nostru pentru eroii neamului, cei care s-au sacrificat acum 100 de ani în urmă. Concomitent cu acțiunea de voluntariat, am asigurat și măsuri de ordine la acest eveniment. Măsurile noastre de ordine au avut ca scop evitarea busculadelor, orientarea participanților într-o manieră civilizată, pentru că evenimentul să aibă loc în condiții de normalitate. Ne simțim foarte mândri și onorați că ne-am alăturat acestei inițiative. Jandarmii Vrânceni au participat cu 70 de voluntari. Nu este prima inițiativă de acest fel. În noiembrie la fel am participat și de fiecare dată când vor fi asemenea activități, Jandarmii Vrânceni vor spune prezent. Ne aflăm astăzi la Mărășești, în perimetrul care se organizează memoria celor 335.000 de martiri din primul război mondial. Aici la Mărășești, prin organizarea Consiliului Județean și al celorlalte instituții, împreună cu Antena 3, se pregătește un parc
memorial, deci acțiunea a început în toamna anului 2017 prin plantarea 50.000 de pui pe circa 11 hectare. Acum suntem în etapa a doua, prin care s-au plantat, astăzi sperăm să se planteze, 112.500 pe cele 25 de hectare care au fost arate, discuite și scarificate. Urmează ultima etapă în toamna acestui an, până la 1 decembrie, când comemorăm cele 100 de ani de la Marea Unire, să se încheie această acțiune. Garda Forestieră Focșan, care are în arondare 6 județe, Buzău, Brăila, Tulcea, Galați, Vrancea și Vaslui, este prezentă astăzi cu un personal de 22 de consilieri, noi suntem și funcționari publici, am ajutat la coordonarea activități aici împreună cu Direcția Silvică Vrancea și cu ceilalți specialiști care au venit și de la direcțiile Bacău, Galați, Brăila, toate direcțiile din raza de acțiune. Câteva probleme legate de plantare în parc. Parcul are, deci, va avea în final 75 de hectare, care, deci, 3.335 de puieți. Formula care va fi folosită în final este 70% puieți de stejar brumăriu și 30% specii ajutătoare care o să vină în completare, respectiv frasin, paltin și ulm de turchestan, care acestea se vor completa în urma revizuirii și a controlului anual care va avea loc în toamna acestui an. Această schema de plantare este 2,2 cu 1 metru, adică cu 4.500 de puieți la hectar, adică 2,2 metri între rânduri și între puieți pe rând 1 metru. S-a găsit această soluție pentru ca să poată executa apoi lucrările de întreținere, mobilizarea solului și prașile și descopreșirile și mecanizat, adică între rânduri o să fie mecanizat și pe rând la puieți o să fie manual. Referitor la etapele parcurse în vederea avizării acestui proiect, proiectul a fost întocmit de către, comandat de către Consiliul Județean Vrancea și a fost întocmit de către Institutul Național Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură Marin Drecea, stațiunea Focșani, conform Ordinul de Ministru 56/2016 și a hotărârii 743 și OG 32/2015 ne-a fost transmis în calitate de gardă forestieră să ne exprimăm punct de vedere tehnic și dacă avizăm acest proiect, s-a avizat acest proiect și sperăm cu condiția ca să se respecte toate cele incluse în caietul de sarcini. În special, în caietul de sarcini este o problemă primordială, ținând cont de tipul de stațiune și grupa ecologică funcțională care se găsește aici conform în urma studiilor pedostaționale făcute. Condiția sine qua non va fi aceea ca să puieți să fie udați. În acest sens, Consiliul Județean va demara procedurile în vederea adjudecării cineva pentru ca să facă foraje și să execute în continuare toate lucrările care se impun, pentru ca procentul de puieți să ajungem până la urmă să realizeze reușita definitivă plantația în sine. La momentul actual, din ceea ce s-a plantat în toamnă, se observă că circa 70-75% din puieți s-au prins. Este un procent care se încadrează în pierderile normale prevăzute de regulamentele silvice în vigoare. Astăzi de timpul este propice. Mulțumim Domnului că a ținut, mama natura a ținut cu noi față de ieri când băteam un vânt de nu puteam. Ne bucurăm că s-a răspuns solidar din toate județele, așa cum s-a menționat antevorbitorii mei, chiar și din Maramure și din alte zone ale țării. S-au participat cu forțe, în principal silvicultori, jandarmerie, poliția și alte organe abilitate și, bineînțeles, inspectoratele școlare județene care au avut ponderea în această acțiune. Ne bucurăm că s-a înțeles importanța acestui fenomen, ca să noi comemorăm, astfel vom comemora memoria celor 335.000 de eroi ai neamului care s-au jertfit acum 100 de ani pentru noi și sperăm ca peste ani fiii și nepoții noștri să vină să se bucure, să vadă aici, că se aduc aminte că, uite, și părinții noștri au contribuit la constituirea acestui parc memorial.